Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune. Se apropie cu pași repezi deschiderea noului an școlar. Pentru unii un început într-adevăr de mare, mare perspectivă, un orizont de așteptare atât de larg încât până și cei mai mici sunt emoționați atunci când vor trece sub tunelul de flori pentru a păși pentru prima oară într-o sală de clasă pentru a lua loc în băncuțe sau pentru alții, emoțiile sunt cu atât mai mari și reverberează în responsabilitatea pe care o simt în clipa în care Clopoțelul îi va îndruma înspre aula universitară atunci când își definitivează studiile și vor intra în acea perioadă în care diploma de licență le va conferi specializarea pentru care s-au pregătit. Iată așadar și pentru unii și pentru alții un început nou în așa fel încât mă face să le urez fiecăruia dintre ei și celor mici și celor mari dar și dascărilor lor indiferent de treapta pe care uh, domniile lor se află un an binecuvântat cu multe, multe succese cu performanțe, cu înțelepciune și mai ales să rămână cu un bagaj de informații, de cunoștințe atât de bogat și atât de diversificat încât apoi, prin prelucrarea acestor informații și aportul lor personal, ei să devină într-adevăr niște performeri ai propriei vieți, în așa fel încât viața lor într-adevăr să aibă un orizont înfloritor. Deci vorbim despre educație, despre educație în sensul în care fiecare dintre noi odată am fost copii, ne-am dus la grădiniță, am început să învățăm cum să stăm într-o bancă în clipa în care intrăm în clasa întâi și uh, din acea clipă am învățat uh, să facem bețișoare, câlige, bastonrașe, apoi să începem să desenăm în așa fel uh, literele încât ele să ne confere prilejul de a putea persevera în dorința noastră extraordinară de a citi, de a scrie, de a comunica. Iată așadar uh, o reîntoarcere în timp și atunci titlul acestei emisiuni am ales să fie probabil că destul de provocatoare și incitantă pentru cei care fac parte din uh, breasla dascălilor, a învățătorilor, pedagogilor, profesorilor. Învățământul de astăzi, performanță sau eșec educațional. Înainte de a vă vorbi și de a vă prezenta un monolog, să spunem, al acestor lucruri, fapte, și înainte să aduc niște argumente, pentru că trebuie să vă spun că m-am pregătit foarte bine cu documente pentru această emisiune, trebuie să vă spun. Și să informez cu prețioasă uh, reverență și respectă pe fiecare dintre dumneavoastră că nu vă voi oferi ocazia de a avea posibilitatea de a vă argumenta polemic ceea ce eu vă prezint. Asta de ce? Pentru că nu fac altceva decât să vă informez și să îmi spun propria părere, așa cum fiecare dintre noi o poate spune, și vorba uh, dictonului latin de gustibus non disputandum, așadar nu o să uh, avem polemici chiar cordiale fiind pe marginea a ceea ce eu cred că este învățământul, ci nu fac altceva decât să vă aduc în față niște informații și, după cum spune înțeleptul, important este să te informezi, să observi tot fără să critici și mai ales fără să judeci. Și pentru a începe uh, foarte, foarte bine și uh, cu niște argumente care sunt aproape imbatabile și care fac parte din ceea ce se cheamă adevărul absolut declarat în Sfânta Scriptură, chiar dacă acum foarte, foarte de curând uh, noi am trecut printr-o mare sărbătoare creștinească și uh, uh, am să doresc tuturor uh, celor care și-au sărbat onomastica la mulți ani binecuvântați în sănătate și multă, multă fericire. Pentru că uh, a fost Sfântă Mărie Mică, am ales uh, ca argument uh, un uh, citat din uh, Sfântul Ioan Gură de Aur, care spunea următoarele. Citez: Nu există artă mai frumoasă în această lume decât arta educației. Pictorul sau sculptorul fac chipuri fără viață. Educatorul, în schimb, creează un chip viu din care se vor bucura și oamenii și Dumnezeu. Și am încheiat citatul lui Sfântul Ioan Gură de Aur. Iată așadar cât de extraordinară este această breaslă a dascărilor, a educatorilor și amintiți-vă tot din Biblie că ucenicii îi spuneau celui care îi însoțea și era Fiul lui Dumnezeu, învățătorule. Dar dacă mă întorc în, înspre partea laică și aici găsim argumente înțelepte care sunt argumentate uh, de înțelepciunea viacurilor și a timpurilor care au stabilit acest uh, fapt uh, că spre exemplu în fața împăratului Japoniei se pot închina toți în afară de învățători, de dascăli, de educatori. Și am spus că vă voi oferi și un citat laic al lui Albert Einstein care spunea următoarele. Singurul lucru care interferează cu învățătura mea este educația. Fiecare dintre noi știe și fiecare dintre noi argumentează, fie și părțile uh, bune, atunci spune că uh, a căpătat. Niște deprinderi educaționale și felicitări dascărilor, învățătorilor și educatorilor lor. Și atunci când vorbim despre educatorii, vorbim despre mediul de educație familială, mediul de educație civică, mediul de educație al străzii, mediul de educație școlară extrem de important, mediul de educație al anturajului. Și așa mai departe, pentru că toată viața nu este altceva decât o lecție. Vorba Sfintei uh, uh, Maicii Tereza, care a fost de curând canonizată. Așadar, viața pentru unii este un extemporal în care unii nu iau notă de trecere și rămân corigenți sau veșnic repetenți, iar pentru unii este o lecție extraordinară care îi specializează și îi face înțelepți cu cât timpul trece și cu cât tâmplele lor se albesc și devin mai argintii. Dar, pentru că e la vorba de educație, despre sistemul educațional, despre strategii educaționale, despre performanță educațională și mai ales despre uh, diferitele metode alternative ale psihopedagogiei Performanțelor educaționale și știu foarte bine despre ce vorbesc aici, știu foarte bine dascălii pentru că ei se află exact în perioada în care Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar, prescurtat dascăli, îi spun Aracip, tocmai aceasta este perioada în care ei sunt evaluați din punctul de vedere al performanțelor și al stabilității unor anumite strategii care conferă performanțe educaționale din punct de vedere psihologic, dacă ei sunt apți pentru a putea avea acces la performanță educațională și mai ales la diferitele metode psihopedagogice folosite din aria curriculară și extracurriculară, dar și de către Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului, CEAC, Iarăși, cei din Briască știu foarte bine ce înseamnă acest lucru, și credeți-mă că în această perioadă, când se întâmplă aceste evaluări, și nu sunt foarte confortabile și nici foarte ușoare, pentru că există un set de întrebări de aproape 350 spre 400 de întrebări. Punctajul pe care trebuie să îl realizeze este cât mai mare, spre exemplu. Uh, unii dintre ei au realizat din 11 puncte posibile 10 puncte. Este extraordinar și aici uh, o felicit pe, pe o doamnă profesoară din Municipiul Mureș care a luat uh, acest calificativ. Este extraordinar. Bravo ei! Uh, felicitări și uh, din partea mea un imens buchet de flori pentru această performanță. Uh, trebuie să vă mai spun că în această perioadă, uh, Ministerul Învățământului, și aici fac o mică paranteză, dumneavoastră trebuie să știți și foarte bine că știți, mult mai bine decât mine sau unii dintre dumneavoastră chiar uh, realizează, simt, nu numai că știu, dar și simt ce înseamnă asta, de fiecare dată când se schimbă uh, Ministerul uh, Învățământului și Educației Naționale, întotdeauna se schimbă o anumită gardă și fiecare dintre uh, cei care se așează pe fotoliul responsabil, abil cu educația și performanța educațională, vrea neapărat musai, cum spune Ardelianu, să vină cu uh, niște uh, propuneri, cu niște strategii noi, care probabil câteodată încarcă peste măsură metodica și metodologia Performanțelor educaționale ale celor care prestează această muncă educațională pe toate treptele de educație din cadrul Ministerului, atât de multe materiale alternative vin, încât săracul elev, indiferent pe ce treaptă se află el de învățătură, este atât de încărcat și atât de stresat, încât nici măcar nu mai poate să fie atent la acea multitudine de metode de manuale alternative și de cărți care îi se pun în cârcă. Într-adevăr, încât uh, se creează un blocaj psihic, este ca un fel de autoapărare pe care organismul o comandă fără influența concretă, dinamică, directă a omului. Se creează un blocaj intelectual și tânărul sau copilul nu mai simte nimic, nu mai, nu mai receptează și nu mai absoarbe informația fiind efectiv sub un anumit stres al bogăției de informații, adică al a, cantității de informație și mult mai puțin asupra calității informaționale drept pentru care acum în această perioadă noua gardă a Ministerului Educației a transmis către toți subordonații, adică către breasta educatorilor, au transmis o propunere și la care sunt imitați să răspundă cei care doresc să răspundă la această propunere a Ministerului Educației, conform căruia, din cele 24 de comisii care funcționează în cadrul unei școli, vă dați seama, 24 de comisii de evaluare care funcționează în cadrul unei școli, se propune să rămână doar șapte comisii la nivelul fiecărei școli. E un fel de debirocratizare, și foarte bine pentru că uh, cele 24 de comisii uh, aveau pretenția, cu ghilimele de rigoare, să aducă câte 12 balize de documente de hârțogărie. Și de birocrație inutilă încărca și programul dascălului, dar la rândul lui și dascălul încărca programul elevului, în așa fel încât nici unul și nici celălalt nu puteau să aibă succes și performanță educațională. Iată așadar, în această perioadă prin câte transformări trece sistemul de învățământ, strategia națională de învățământ prin psihopedagogia metodelor de uh, perfecționare, de performanță educațională și de succes uh, al educației naționale. Trebuie spus faptul și asta este uh, nota bene cu 5 steluțe dacă îmi permiteți uh, această evaluare, uh, faptul că avem niște copii extraordinari. La nivelul uh, Europei, la nivel mondial aproape, uh, copiii din România au cel mai ridicat procent de inteligență, acel IQ care depășește limita de 130. Este extraordinar, deci ne putem mândri cu niște copii dotați din punct de vedere intelectual al dezvoltării și capacității de succes și performanță intelectuală extraordinar. Mai trebuie amintit aici că România se mândrește extraordinar cu niște capacități intelectuale fantastice la nivelul performanțelor educaționale ale copiilor și ai tinerilor noștri care participă la toate concursurile naționale, internaționale, mondiale și atunci când este vorba să participe la concursurile și la olimpiadele care se desfășoară. Pe diferitele specialități, România ocupă un loc de cinste, de frunte, în uh, uh, evaluarea acestor capacități și a performanțelor educaționale. Ce înseamnă acest lucru? Că avem și dascăl pe măsură. Pentru că. Performanța și succesul profesional al dascălului este elevul. El este oglinda, el este măsura prin care se conferă această capacitate extraordinară a performanțelor educaționale, a succesului performanței educaționale a dascălului care se vede prin succesul elevului său. Și exact așa cum spune înțeleptul, întotdeauna. Performanța și succesul profesional al dascălului se vede prin capacitatea extraordinară a elevului de a-și depăși dascălul și, în așa fel, se creează această extraordinară conștiinciozitate de a merge mai departe, de a te dezvolta, de a fi performant și calitatea învățământului exact în acest model de educație se vede. Așadar, avem exemple foarte bune și trebuie spuse toate aceste exemple și mai puțin trebuie promovate acele exemple negative în care există și această parte negativă a unor, unora dintre dascăli și probabil că nici nu ar trebui să le spun dascăl educator și să pun acest lucru în ghilimele pentru că ei nu fac cinste acestor categorii de educatori, acestei bresle extraordinare a învățământului românesc, dar trebuie amintite nu spre a-i critica, nu spre a-i osândi, ci spre a cunoaște că există și aceste elemente și trebuie să reeducate, remodelate sau acolo unde este cazul trebuie invitate să părăsească învățământul pentru că n-au nimic comun cu învățământul. Învățământul, de fapt, această breaslă a educatorilor provine din această pregătire, preparare prin învățământul universitar și dincolo de el și intră în acea categorie care se cheamă că este vocațional, adică e o vocație. Dumnezeu a picurat în tine acel har, acel dar vocațional, dacă vreți dumneavoastră, de a fi dascăl, de a fi educator, de a fi învățător. Și aici nu ajunge numai acel cumul extraordinar de cunoștințe pe care îl capătă viitorul dascăl în cadrul cursurilor pe care el uh, le termină și mergând până la uh, definitivarea tuturor acelor cursuri, dar chiar dacă și a definitivat cursurile și a ajuns la cea mai înaltă treaptă, adică la aceea de academician, nici atunci nu se întrerupe, nu se întrerupe acea dorință a dascălului de a se perfecționa de a se educa, de a învăța și reînvăța, pentru ca la rândul lui să poată să elibereze cunoștințele sale către cel pe care îl învață. Pentru că de cele mai multe ori nu elevul este vinovat pentru incapacitatea de a face performanțe și de a se dezvolta din punct de vedere profesional și personal. Și de a demonstra exact negativismul comportamentului, de multe ori indecent și trivial al propriei sale vieți, ci este vinovat în primul rând dascălul și educatorului. Și aici când vorbesc de dascăl, nu vorbesc numai despre dascălul care, din punct de vedere al profesiei, este dascăl, ci dascăl este și mama și tata și bunicul și bunica și frații, și surorile și anturajul. Deci, tot ceea ce înseamnă, Educatori, indiferent din palierul social care provine, fiecare dintre noi purtăm vinovăția incapacității acelui copil care a încurcat libertatea cu libertinismul anarhic și își permite. Spunând și argumentând că este liber să facă orice pentru că suntem în democrație, își permite să nu învețe, să aibă un comportament trivial, indecent și să fie o rușine și pentru el, și pentru familia lui, și pentru societate, și pentru Dumnezeu, dacă aducem argumente religioase. Dar, nu neapărat el este de vină, ci de vină este cel care nu l-a educat, începând de la părinte care aruncă toată responsabilitatea în cârca dascălului. De foarte multe ori ați auzit aceste spuse prin care se spune: "Și ce să fac cu el, domnule? Eu l-am dat la școală, nu?" Adică destul că eu aleg toată ziua 8, 10, 12, 14 ore să îl încarc, să îl îmbrac, să îi ofer absolut tot ce pot să îi ofer eu în calitate de părinte de la îmbrăcăminte, mâncare, să îi ofer toată aparatura oricât de sofisticată și de scumpă este pentru ca el să nu rămână mai prejos decât colegii și prietenii lui îl îmbrac mai modern, dacă am posibilitate, îi cumpăr și mașină. Adică îi ofer toate condițiile. Dar atenție, dragi părinți, toate condițiile, știți ce înseamnă? Toate condițiile față de care dumneavoastră sunteți obligat din punct de vedere al calității de părinte, pentru că el, copilul, nu și-a dorit să vină pe lume. Dumneavoastră ați dorit să vină pe lume. Și atunci nu aveți decât să vă asumați până la sfârșitul vieții calitatea de părinte. Și aveți obligația întotdeauna și niciodată scăzută să fiți părinte de la început și până la sfârșit. Deci atunci dumneavoastră nu aruncați toată responsabilitatea educațională spun că îi oferiți totul. Îi oferiți totul din punctul de vedere al părintelui. Încă o dată accentuez. Dar dragii mei, în clipa în care îl trimiteți la școală, dascălul are asumativa responsabilitate de a fi cu el și de a-l capacita pe copilul dumneavoastră elev fiind în clasă, în așa fel încât să îi ofere cu toată atenția, cu toată responsabilitatea, cu tot civismul și cu toată demnitatea lui de dascăl. Toate cunoștințele, în așa fel încât copilul să înțeleagă, să îi placă, să absorbe toate acele cunoștințe, să le stocheze foarte bine, să le prelucreze după aceea în cadrul orelor individuale de pregătire să vină și să poată da răspunsurile calitative prin care el în fiecare clipă, în fiecare minut, cu fiecare oră, la fiecare specialitate să poate să crească atât de mult și atât de bine încât să devină performant o mândrie și pentru dascăl și pentru dumneavoastră care sunteți părinți. Dar copilul rămâne acolo 4-5 ore. După aceea, el se pregătește singur și vine acasă. Când vine acasă, dumneavoastră aveți timp pentru copilul dumneavoastră, aveți timp pentru copilul dumneavoastră, stimați părinți. În așa fel încât să îl întrebați ce ai făcut astăzi la școală, ce materie ai avut. Ai răspuns, ai primit notă și ai primit notă nu pentru a lua la rost dacă ai primit 4 sau 10 ci pentru ca dumneavoastră să fiți informați asupra performanțelor calitative ale uh, învățăturii, ale calității lui de elevi. Nu ca să luați la rost, ci ca să știți ce metode trebuie folosite pentru ca el, elevul și copilul dumneavoastră să se dezvolte din punct de vedere personal. Aici este cheia. Aveți timp pentru copilul dumneavoastră? Faceți-vă timp. Nu înseamnă că dacă l-ați îmbrăcat în cel mai curat stil, trend al modei extraordinare, că îi oferiți mașina cea mai bengoasă, că are posibilitatea financiară și materială să facă pe nababul, nu înseamnă că i-ați oferit tot. Ba da, din contră, i-ați legat de picioare niște greutăți extraordinare și n-ați făcut altceva decât să-i puneți în față o pânză roz-bombon prin care el se creadă că toată lumea asta este obligată să-i cadă la picioare pentru că el face parte dintr-o clasă privilegiată de oameni. Nu. El trebuie să învețe, să nu-și piardă copilăria. El trebuie să constate că pentru orice performanță trebuie să muncească, că fiecare succes înseamnă o picătură de sudoare pe fruntea lui și trebuie să îl învățați că fiecare ban câștigat nu provine din acea zonă a speculațiilor și nici din acea zonă în care se calcă strâmb pe lângă lege, prin care foarte mulți se îmbogățesc foarte repede și această lecție le oferă și copiilor lor. Știți că există un banc printre marii bogătași, îmbogățiții baroni ai vremurilor noastre? Doi se întâlnesc și întreabă ce face tânărul tău frumos băiat? Ei, ce să facă? A intrat la facultate. Răspunsul celălalt. Da? Așa-ți trebuie. Nici nu pot să râz la, la, la o asemenea glumă care, care ă, îți face fruntea să fie încrețită și te înnegurează de gânduri dacă ăsta este modelul pe care părintele îl oferă copilului său. Ce să mai aștepți de la un astfel de copil? Încărcătura pe care o aruncați pe umerii dascălului, oare este numai a dascălului? Nu este și a dumneavoastră? Oare nu faceți parte din aceeași categorie de vinovăție a non-educației? și a faptului că, da, lasă-l domnule în pace. Și ce să fac acum? Ce să învețe? Pentru că dumneavoastră vedeți că orice înveți, orice faci în România de astăzi așa se trăiește. Nu ăsta este punctul de vedere. Nu, nu ăsta este orizontul de așteptare. Nu asta este modelul de educație pe care trebuie să-l oferim copiilor noștri. Nu așa se face educație lăsând ei ce să faci și ce vrei să învețe pentru că în, în România E așa. Dacă dumneavoastră așa gândiți, dacă ăsta e modelul prin care dumneavoastră doriți să conferiți educație copilului dumneavoastră, atunci din ce în ce mai rău vor merge lucrurile. Încercați să gândiți pozitiv. Încercați să fiți proactiv, pozitiv. Încercați să gândiți din punct de vedere. Calitativ al dezvoltării și performanțelor sociale și profesionale al copilului dumneavoastră, al devenirii lui, al caracterului pe care dumneavoastră, acum, împreună cu dascării, îl dați copilului dumneavoastră. Asta trebuie să fie. Și am mai spus că există o categorie care este din ce în ce mai mică, dar există, ea trebuie spusă, așa cum am spus și părțile foarte bune ale performanțelor școlare, ale copiilor noștri care câștigă peste tot în lume acea steluță extraordinară prin care se spune că sunt de o capacitate intelectuală de invidiat în toată lumea și asta datorită și abnegației și performanților și calității și profesionalismului profesorilor și educatorilor lor, există și partea cealaltă care trebuie, trebuie amintită spre știință și spre corectare, pentru că învățăm și din greșelile noastre. Există dascăl care nu mai au răbdare. Există dascăl care nu au învățat noi metode psihopedagogice de predare al cunoștințelor. Există dascăl care habar n-au ce înseamnă alternativa extracurriculară a psihopedagogiei performanțelor școlare. Există dascăl care s-au cramponat în anii 30 și care trebuie să neapărat să umple table după table de scriere. Există dascăl care s-au cramponat în acele metode de predare care erau de vremea lui caragiale, și aceia normal că nu mai pot să aibă performanțe educaționale. Se enervează, nu mai au răbdare pentru că tineretul de astăzi, el a început, cel puțin din punctul de vedere al vremurilor pe care le trăim, să evolueze din punctul de vedere al performanțelor științei și tehnicii, al vieții, al modelului cultural sau socio-comportamental al vremurilor noastre. Și copilul, tânărul începe atunci să își permită uh, modul de, de, de a uh, colabora, de a uh, fi partener cu dascălul său, așa cum nu ar trebui să fie. Ăsta este o hibă în educația lui, dar există dascăli care repede răspund acestor provocări și credeți-mă că sunt destul de multe argumente prin care foarte multă lume a postat pe rețelele de socializare fapte abominabile care n-ar trebui să se întâmple într-o instituție de învățământ când dascălul cu elevul se bat și bineînțeles că dascălul care nu mai are atât de multă forță fizică cade datorită unui pumn bine plasat al unui elev care se duce și face sport și bineînțeles toată clasa râde și toată clasa este în al nouălea cer, pentru că uh, cel uh, care a făcut astfel, colegul lor, și-a permis să pună la pământ un boșoroc de dascăl. Iertați-mi acum expresia, dar asta se întâmplă. Nu se sesizează Ministerul Educației? Oare aracipul care face aceste evaluări nu se sesizează? Oare nu ar trebui să invite dascălii la niște cursuri de perfecționare a calității metodului pe care o folosesc ei în școală, ca metodă psihopedagogică a performanțelor educaționale în școală, oare n-ar trebui să, să îi cheme și să îi învețe cum trebuie să predea, ce metode trebuie folosite pentru a avea performanțe calitative și să facă în așa fel încât Dascali, indiferent de treapta pe care se află, să fie în ton, în trend, dacă vreți, cu evoluția științei și metodelor foarte, foarte perfecționate ale acelor performanțe calitative școlare. Ba da, ar trebui. Oare nu ar trebui ca inspectoratele școlare să se sesizeze din oficiu, directorii coordonatori, să vadă ce fac psihologii din școală? Oare acei dascări mai pot primi calificativul de OK că pot să predea la școală? Sau ar trebui invitați? Să se pensioneze sau să își caute un alt loc de muncă? Oare nu sunt destul de mulți dascări care termină o facultate și trebuie să își caute locuri de muncă? Și știu foarte bine, inspectoratele școlare, ce spun acum, că mulți dintre ei nu își iau cu notă de trecere definitivatul și iau nota 1 la definitivat. Oare ce înseamnă asta? o performanță calitativă extrem de scăzută. Ce performanță poate avea un astfel de dascăl care ia nota 1 la definitivat și pretinde copilului și îl încarcă cu atât de multe cerințe încât se creează un blocaj psihic al elevului și imediat o respingere extraordinară a respectivei Materii sau specializări la care predă acel profesor, care nu e în stare să creeze calitate din punctul de vedere al metodelor psihopedagogice pe care le folosește la clasă. Am spus la, la începutul acestei emisiuni că nu vă voi oferi posibilitatea de a dialoga uh, într-o chestiune în care fiecare dintre noi avem argumente pro și contra. Nu este o chestie de informare, adică spre știința dumneavoastră, a părinților, a societății civile, a instituțiilor, începând cu ministerul, până la, cel, la cea mai mică treaptă a educatorului, adică a educatorului de la grădiniță, de la vârsta preșcolară și până la academician. Toți cei care fac parte din această breaslă a educatorilor, toți cei care prin profesie trebuie să realizeze calitate, nu cantitate. Și performanță, succes profesional pentru a-i oferi posibilitatea elevului, școlarului, posibilitatea de a avea acces la succes și performanță, dezvoltare personală. Toți Trebuie să fim atenți ce înseamnă educație. Și atunci când vorbim de educație, vorbim și de părinte, și de societatea civilă, și de civilizația străzii, și de uh, educația religioasă, și morală, și etică, și școlară, și despre toate. Un complex întreg, extraordinar de, de, de condensat în ceea ce privește educația școlară. Toți trebuie să participăm. Dacă avem elemente comportamentale negative, atunci credeți-mă că această involuție comportamentală, această involuție care este penibilă și de care ne jenăm fiecare dintre noi, nu este numai vina celui care face demonstrația efectelor negativ-comportamentale și needucaționale, ci trebuie să ne asumăm și vinovăția noastră pentru că n-am fost în stare la timpul potrivit să oferim educația, să oferim metode psihopedagogice performante ale succesului profesional al cadrului didactic al educatorului, în așa fel încât să nu asistăm la efectul negativ al comportamentului anarhic a celui pe care noi nu l-am învățat. Și sunt foarte multe categorii aici. De ce? Pentru că degeaba veniți cu tot felul de motivații și argumente de tip social, pentru că învățământul este prea sofisticat și încărcat, pentru că nu avem bani, pentru că societatea nu oferă nicio garanție și niciun orizont de, de așteptare, pentru că sistemul educațional, din punctul de vedere al atenției politicului asupra educației, este la pământ și pentru că nimeni nu pune. Nici o valoare, nu dă doi bani pe, pe învățământ. Toate aceste argumente, într-adevăr, sunt demne de notificat, pentru că și ele participă la negativismul și la scăderea performanței educaționale, dar nu ăsta este motivul principal. Pentru că motivul principal suntem noi. Noi. Așa, înglobați și trași în cerc. Noi cu toții. Începând de la părinți, de la educația familială, educația străzii, educația uh, civică, educația întregii comunități umane, educație religioasă, a eticii, a moralei și a școlii. Deci, noi cu toții participăm la această construcție extraordinară pe care însă Sfântul Ioan Gură de Aur a spus-o. Pictorul și sculptorul fac chipuri fără viață. Dar educatorii, adică noi toți suntem educatori, creează un chip viu. Și dacă el are performanțe calitative, și dacă el este o mândrie pentru comunitate, pentru familie, pentru oameni, atunci toți suntem mândri. Iar acel om care se dezvoltă din punct de vedere profesional este o mândrie și pentru oameni, și pentru Dumnezeu. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dar așa spun și învățăturile și exemplele înțelepților laici trebuie să vă spun că am aici niște uh, acte și am spus că trebuie să fac uh, citire din ele tocmai pentru a atenționa și a ne pune mari semne de întrebare la modul extrem de serios și foarte grav a faptului că procentul tinerilor aflați între 18 și 24 de ani care părăsesc Timpuriu sistemul de educație și de formare profesională în România se ridică la procentul de 17,5%. Este enorm. Și nu vreau să aud niciun fel de argumente motivaționale pentru care părăsesc băncile școlii. Orice copil, unul singur, dacă părăsește, el este o pierdere pentru familie, pentru comunitate, pentru. Națiune și nu avem voie să pierdem un singur copil, o viață de om. Nu avem voie. Și toți suntem vinovați pentru asta. Rata de participare la învățământul post la vârste cuprinse între 30 și 40 de ani este de 20,40%, extrem de puțin, când media în Uniunea Europeană este de aproape 35%. Rata de angajare, iarăși o problemă extraordinară, rata de angajare a absolvenților cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care deja au părăsit și au încheiat un ciclu de învățământ sau de formare profesională de 3 ani, plus 2 ani de masterat, spre exemplu, este numai de 70,4% în România. Puțini. Oameni buni, cei care aveți și sunteți manageri și gestionari ai afacerilor dumneavoastră, încercați să nu vă umpleți numai buzunarele dumneavoastră, pentru că vă umpleți buzunarele și sărăciți societatea umană societatea umană o să răciți. Iată vinovăția de care sunt în stare acum să o spun și să vă învinovățesc. Angajații, oferiți-le posibilitatea să înceapă un loc de muncă, să fie ucenici ai propriilor lor specializări și să se perfecționeze la locul de muncă. Nu le cereți, nu cereți unui absolvent care de-abia a ieșit de pe băncile școlii trei ani vechime. Fiecare dintre dumneavoastră care îi oferiți posibilitatea lansării unui loc de muncă care să facă vechime trei ani și să fiți mândri că dumneavoastră ați fost cel care ați participat efectiv la calitatea performanțelor lui profesionale de specialist. Și atunci când va face trei ani? Dacă fiecare dintre dumneavoastră îl respingeți. Participarea adulților cu vârsta între 25 și 64 de ani la procesul de învățare, atenție, pe tot parcursul vieții, Știți cât este în România? 1,6%. Genant, penibil. Adică se crede cumva că procesul de educație s-a terminat, s-a încheiat. Adică am învățat atât de mult încât nu mai necesită nimic. Nu mai vreau să învăț nimic. Pentru că știu mult prea multe. Pentru că am capacitatea de a fi o bibliotecă mai ceva decât cea din Alexandria, din timpurile străvechi. Pentru că am ajuns să cunosc absolut tot ce am înființat coada la prună și clanța la ușă. Uite unde duce incapacitatea noastră și acel orgoliu care trece deja în narcisismul patologic al prostiei în care spunem gata, nu mai vreau să învăț nimic. Știți ce spunea Marele Blaga când se luga în fiecare dimineață iconiței pe care o avea deasupra patului? Doamne! nu mă lăsa niciodată să ajung la suficiență. Și am încheiat citatul. Este extraordinar. Sau, cum am văzut scris pe frontispiciul unei școli din județul ăsta, un citat de a lui Blaga. Niciodată nu voi învăța ca să știu mai mult, ci pentru a ști mai bine. Ăsta este adevărul. Învățați, nu pentru a ști mai mult, adică nu. Cantitatea contează, ci pentru a ști mai bine adică calitatea contează așadar fiecare din, dintre noi trebuie să fim atenți la aceste lucruri extraordinare trebuie să vă spun că educația și formarea profesională în România nu se ridică deasupra procentului de 1,5% penibil coborât. oare ce face uh, strategia sistemului Național de învățământ românesc. Cei care uh, învață și se pregătesc în sistemul umanist și de artă sunt 8,3%. Media în Uniunea Europeană 11,5%. Științele sociale, afaceri administrative și drept adună 60% în media europeană. Doar 35% este o modă. Bineînțeles că ați auzit că fiecare dintre ei sunt plin de juriști. Fiecare merge la facultatea de drept pentru că este o modă. De ce? Pentru că argumentul pe care nu-l spune nimeni este următorul. Multă lume încă trăiește sub mentalitatea argumentului că cei care lucrează în domeniul științelor juridice, adică avocați și așa mai departe, până la procurori, își câștigă existența foarte, foarte ușor. Pentru că sunt foarte mulți care au probleme de comunicare între ei și atunci ajung la mâna avocaților și judecătorilor, adică a magistraților, care îi mulc efectiv de bani. Și atunci această mentalitate argumentativă, învechită, îi face pe părinți și pe tineri să aleagă, așa, grosomodă, facultățile de drept. Nu e foarte simplu să împarți dreptatea. Trebuie să ai foarte multe calități și asta este o profesie vocațională. Oare nu te gândești că Dumnezeu te judecă mult mai aspru decât judeci tu strâmb folosindu-te de abilitatea de a înnota pe lângă literele de lege și de a găsi acel punct în care să îi oferi sensibilitate și protecție tocmai acelui care trebuie să suporte rigorile lege pentru că a greșit și în Biblie scrie la Timotei 2 cu 2, Sfânta Scriptură este pentru a ne învăța și pentru a ne arăta greșelile și a ne pedepsi eventual dacă noi am făcut acea greșeală. Așadar, dacă omul a greșit, nu încercați să-i acordați iertarea mesianică, repetativă, pentru că se va obișnui cu aceasta, așa cum deja foarte mulți sunt obișnuiți. Nu vreau să aduc niciun fel de argumente uh, pro, pentru că doar un exemplu în paranteză, și cu asta repede închei, pentru că nu vreau să dau apă la moară unei alte teme. Exemplul în paranteză este următorul un simplu om care nu are atât de mulți bani să angajeze o echipă de avocați și care face o mică pagubă, el este imediat încarcerat, și se găsește o literă de lege pentru care face pușcărie, efectiv, 6-7-10 ani. Iar cel care delapidează sute de mii de miliarde de euro și trage toată economia României undeva în derizoriu și fiecare dintre noi o pățim, acela nu suportă detenția și există o echipă enormă de avocați foarte bine plătită care îl salvează. Iată dar discrepanța acelei zeițe care este legată la ochi, care ține într-o mână cântarul dreptății și în cealaltă sabia judecății. Așadar atenție a celor care doriți să mergeți să vă definitivați studiile în ceea ce înseamnă uh, partea juridică și a magistraturii pentru că Dumneavoastră sunteți cei care puteți oferi acea calitate a adevărului într-o balanță echilibrată. Cel care a greșit trebuie perepsit și trebuie reeducat. Nemai vorbind că la matematică și științe, în tehnologie, nu sunt decât 17,1% față de media europeană, unde sunt 21%. Pe știința trebuie să se dezvolte. Oferiți posibilitatea acelui care are abilități în știință și tehnică să performeze. Să aibă succes personal pentru că el poate să devină un inovator, un inventator, așa cum sunt foarte mulți români, și care pot să inventeze și să inoveze în cadrul domeniului științei și tehnicii. Iar statul român și mai ales politicienii să fie atenți și să-i acorde atenție și posibilitatea de a avea acces și finanțat, susținut la această extraordinară capacitate de a putea ușura munca omului. Apoi după aceea în domeniul agriculturii și în domeniul veterinar doar 1,6%. Nu mai amintesc ca să nu fiu cumva criticat pentru că sunt nostalgic al uh, acelui regim trecut. Dar noi am avut grânarul țării. Dumneavoastră știți că doar zona Bărăganului și grânarul țării puteau să ofere mâncare uh, uh, la jumătate din statele Europei. Și acum ce s-a întâmplat? Pământul se usucă, crapă, nu mai există irigații, nu mai există performanță uh, în, în agricultură. Merele din România nu mai fac mere, prunele nu mai știu uh, că să facă prune, strugurii nu mai vor să facă struguri românești și așa mai departe. Iar cei care uh, administrează, gestionează tot ceea ce înseamnă zona comerțului și nu sunt din România. Aceia au spus că nu, nu vor neapărat produse românești. De ce? Pentru că doresc să devenim o piață de desfacere. Dar și asta este o altă temă extrem de spinoasă și extrem de importantă pentru toți dintre noi. Și asta face parte din educație, pentru că este vorba de o educație a gestionării posibilităților pe care noi le avem. Apoi după aceea nu mai vorbesc de sănătate, care Spre care nu se îndreaptă decât 8,8% dintre cei care doresc să lucreze în sistemul de sănătate, față de media europeană, unde 15% se îndreaptă spre acest domeniu. Nu vă mai spun că statul pregătește și cheltuie o grămadă de bani pentru ca să îi învețe pe cei care aleg sistemul de sănătate să devină mari specialiști în medicină. Și după ce termină facultatea, care este acea responsabilitate civică a, a tuturor partidelor care guvernează România și produc strategii de dezvoltare a, pentru satisfacerea îmbunătățirii situației vieții oamenilor din România. Care este acea posibilitate? Să îi oferi medicului 15-20 de milioane, adică 1.500-2.000 de lei când, spre exemplu, în unele societăți ale multinaționalelor neromânești, femeia de serviciu are 2000 de lei? Cum se poate așa ceva? Oare nu roșim când ne gândim la această discrepanță extraordinară, când sunt unii dintre unii dintre parlamentari accentuez, care dorm acolo și care votează la două mâini și uh, au 40 de milioane pe lună și mai au uh, uh, și acea nepudoare de a-și vota niște pensii speciale față de care n-au făcut nicio contribuție pentru a-și uh, uh, pensiile și un medic care salvează vieți omenești îi se oferă această penibilă salarizare. Nu mai spun că și ăsta este un alt subiect de discutat. Apoi, după aceea, în cadrul serviciilor, există doar 2,7% care se îndreaptă spre aceste școli, față de media Uniunii Europene, în care sunt 4%. Cheltuierile publice cu educația, pentru că tot vorbim de educație, cheltuierile publice din PIB-ul României au ajuns în anul 2009-2010 la 4,24% și probabil că acum 6-7% extrem de puțin față de 5,41% media europeană. Păi, dragii mei parlamentari, dumneavoastră care aveți studii superioare, care aveți doctorate, care aveți titluri științifice, cine V-au oferit posibilitatea să aveți studii superioare? Nu cumva dascăli? Cine v-a oferit posibilitatea să vă expuneți teza de doctorat și să obțineți titlul onorific de doctor în științe? Nu cumva sistemul educațional nu cumva dascăli? Cum vă permiteți să îi uitați pe cei care v-au învățat primele cuvinte, primele slove? Cei care au fost atât de răbdători cu dumneavoastră în clasele primare, în clasele gimnaziale, în cele uh, liceale, și după aceea dascăle din universitățile dumneavoastră, încât acum să îi tratați cu o indiferență care ar putea să vă facă să roșiți cel puțin pentru neatenția cu care tratați sistemul educațional. Astea sunt niște adevăruri care trebuie spuse cu ochii larg deschiși și cu toată responsabilitatea. Desigur, există, după cum am spus la începutul emisiunii, și acea categorie de dascăli în fața cărora eu mă înclin cu prețioasă reverență și aș putea aprinde o candelă la chipul dascălilor mei oferindu-le în fiecare zi o floare, exact ca în celebrul film uh, american cu Sidney Poitier, domnului profesor cu dragoste. Și în acea clipă, toată ființa mea rezonează a respect extraordinar pentru cei care m-au făcut să devin ceea ce sunt astăzi. După cum există și o categorie pe care, după cum am spus-o, ar trebui pensionată sau reeducată pentru că n-au nimic cu această profesie vocațională. N-au ce căuta la catedră, pentru că se enervează, pentru că nu folosesc metode pedagogice, pentru că nu performează din punct de vedere psihopedagogic, pentru că nu știu și nici nu vor măcar să găsească metode psihopedagogice ale alternativelor metode de predare. În școală, în așa fel încât să se facă plăcuți copiilor, încât știința, specializarea pe care o predau să o facă plăcută și atractivă față de copii și să realizeze performanțe educaționale. Da, și sistemul educațional de învățământ trebuie găsită o strategie de îmbunătățire a lui și nu de, de a-l înfunda cât mai tare în neant și în penibil. Pentru că aici s-a ajuns, din păcate. Sarcina unui profesor este de a-i transforma pe oamenii obișnuiți în învingători, învățându-i din pasiune, nu din carte. Trebuie să fim foarte atenți. Fiecare dascăl se perfecționează citind, învățând și acumulând cunoștințe. Dar care este aportul lui personal la toate aceste științe pe care le-a acumulat, și care este mai ales aportul lui personal vocațional al harului și al darului de dascăl pe care după aceea, îmbrăcând toate cunoștințele, să le poată oferi prin diferitele metode psihopedagogice performanță calitativă elevului din bancă, în așa fel încât elevul să prindă drag de dascăl, să se uite la el cu admirație, să îl respecte cu demnitate și să învețe nu de dragul dascălului și a specializării materiei lui, ci pentru că dascălul a implementat în el acea dorință de dezvoltare personală, dorință de autodepășire și de perfecționare, de a ști mai bine, nu mai mult. Un profesor bun este asemeni unei lumânări, pentru că el se mistuie exact ca o lumânare și arde exact ca o lumânare, tocmai pentru a oferi această posibilitate de a oferi lumina înțelepciunii altora, spune Mustafa Ataturk. Este extraordinară această metodă, a, această metaforă, iertați-mă, fenomenală, în care profesorul este ca o lumânare. Știți care este diferența între o lumânare și un soare? A spus-o iarăși Einstein. Acolo unde soarele nu poate să lumineze, lumânarea poate, în întuneric. Gândiți-vă foarte bine la metafora asta. Clasa, copiii sunt în întuneric. Ghilimele de rigoare. Profesorul este o luminare care se mistuie, se topește și arde, oferind lumină în întuneric, ceea ce nici măcar soarele nu poate să facă. Așadar, respectați Dascălul pentru această menire extraordinară de a sta cu capul ridicat vertical până și în fața împăratului, pentru că și împăratul a fost copil, până și regele a trebuit să meargă la școală. Până și șeful statului a fost copil la grădiniță și a trebuit să facă liniuțe, cârlige și bastonașe, pentru că și el a scris Ana are mere și după aceea a ajuns să se specializeze tot datorită dascălului. Profesorii buni sunt costisitori, spune un aforism. Dar cei răi Costă și mai mult. Și gândiți-vă cât plătim și cât ne costă incompetența, mai ales atunci când facem evaluare. Și pentru că mi-a rămas foarte puțin, dați-mi voie să închei cu un citat pe care îl ofer dumneavoastră cu toată responsabilitatea. El aparține lui Pleșu și spune următoarele citez. Suntem în țara din care Caragiale a fugit exasperat. Țara în care Eminescu și-a pierdut mințile. Țara care a refuzat iresponsabil oferta făcută de brânduși la bătrânețe de a-și lăsa întreaga operă compatrioților și cetățenilor săi. Suntem țara care și-a omorât elitele în pușcărie. Țara în care n-au mai vrut niciodată să se întoarcă Mircea Eliade, Cioran, Eugen Ionescu, George Enescu. Suntem țara din care pleacă mereu tineri excepționali. Și nu doar ca să se căpătuiască și să câștige bani. Suntem țara care furnizează Europei și Occidentului milioane de muncitori cu ziua prost plătiți și utilizați cum nu trebuie, pentru că sunt și mai prost plătiți acasă. Nu pot decât să sper că sub această poșghiță de mizerie există și o altă țară. Există țara unor oameni cuvincioși și cinstiți. O țară a celor care știu să se respecte între ei, indiferent de etnia căreia îi aparțin și să nu se lase niciodată de nimeni manipulați de câteva trupe barbare de oameni stricați și stricători de suflete. Semnează Andrei Pleșu. Rudi vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați urmărit, vă dau o întâlnire vinerea viitoare și până atunci, cu tot respectul și admirația pe care vă port, vă spun, oameni buni, Fiți binecuvântați! Doamne ajută!